În viitorul apropiat, Jeffers Corporation pretinde că va fi cea mai mare, cea mai prietenoasă și cea mai profitabilă afacere din istoria omenirii. Aceștia promovează ideea că succesul și fericirea pot fi obținute doar prin productivitate fără minte, care ucide gândurile independente ale oamenilor și nevoile de intimitate. Logo-ul firmei lor este degetul mijlociu, care este modul în care toată lumea se salută în această societate. Din cauza acestui stres, moartea prin explozie spontană a devenit o problemă din ce în ce mai gravă în întreaga lume. Angajatul George, care este un descendent al președintelui Washington, lucrează la nivelul 3 al Jeffers Corporation. El salută portretul directorului general cu degetul mijlociu și face același lucru pentru colegii săi Cindy și Todd. Nimeni nu clipește când Todd scoate un pistol pentru a termina totul, iar când nu reușește, doar oftează și se întoarce la muncă. Pe tot parcursul zilei, o voce anunță câte minute de productivitate au mai rămas până la sfârșitul de săptămână. Dintr-o dată, munca lui George este întreruptă de un apel de la Carisma, o angajată de la level 4. Sunt buni prieteni și împărtășesc un salut dulce înainte ca ea să-i trimită lui George volumul de muncă printr-un tub. George observă că i-a adăugat un post-it cu o față zâmbitoare și zâmbește, ceea ce nu este un lucru obișnuit. Câteva secunde mai târziu, Carisma îl sună din nou pentru a-i spune că colegul lor Mike nu va veni la serviciu pentru că a explodat aseară. Când George împărtășește vestea, Cindy atrage atenția că Mike era obosit, ceea ce reprezintă un simptom, iar Todd îi împărtășește că terapeutul său i-a sugerat să folosească pistolul gol în fiecare zi pentru a se împiedica să explodeze. Curând, trioul aude sunetul unei persoane care explodează în apropiere, dar trebuie să continue să lucreze ca și cum ar fi normal. Între timp, Michelle, soția lui George, urmărește o emisiune despre cum să fii fericit, care include o carte cu cele mai bune sfaturi. După ce rămâne blocat în trafic o vreme, George vine acasă și o găsește pe Michelle încă lipită de televizor. Nici măcar nu-l salută și nici nu-i răspunde când îi vorbește. Apoi se duce să vadă ce face fiul său, dar băiatul nu iese din camera lui și nu răspunde nimănui. Mai târziu la cină, cuplul schimbă doar câteva cuvinte și mănâncă în timp ce televizorul face zgomot de fondă. Când se duc la culcare, Michelle se plânge de faptul că George pornește televizorul, pentru că chiar și la un volum mic, ea susține că simte electricitatea de la ecran, însă doarme oricum. George se uită la știri și află că numărul persoanelor care au explodat a ajuns la 100.001, iar multe victime au avut vise. A doua zi, el se duce la doctorul său, care îl supune la o mulțime de examene ridicole. Scanările sale cerebrale sunt negative și doctorul nu poate diagnostica visele, așa că cere câteva detalii. El spune că în ultima lună a visat că este strămoșul său George Washington, așa că medicul explică faptul că visele pot provoca instabilitate și durere, dar nu sunt reale, așa că nu ar trebui să vorbească despre ele. Când el se întoarce acasă, un ghid le arată unor turiști ce a fost casa președintelui, iar aceasta îl jignește pe George, spunându-i că a ales o vocație medie, spre deosebire de strămoșul său. După aceea George intră în casă și de data aceasta Michelle îl salută, dar numai pentru că urmează cartea ei despre cum să fii fericit. După cină, el se uită la televizor în timp ce mănâncă prea mult și află despre noile simptome legate de explozie, lipsa dorinței de a face treburile murdare, dificultăți în a dormi, sentimentul că viața nu are sens și fantezia de a fi în altă parte. Simțindu-se strigat, el schimbă canalul și se uită la un film de acțiune stupid, un tip care salvează lumea și care obține fata la sfârșit. Când ajunge în sfârșit în pat, Michelle vrea să fie obraznică și dezvolă că și-a adus niște jucării. Cu toate acestea, el nu este interesat și Michelle își cere scuze, rugându-l să nu explodeze. În timpul weekendului, George încearcă să se relaxeze, făcând hobby-urile sale obișnuite, cum ar fi navigația și golful. Cu toate acestea, el nu reușește niciodată să se distreze cu adevărat. Luni, George îl pune pe noul coleg Steve să vadă videoclipul de orientare, amintindu-i să uite de el însuși și să muncească toată viața. Chiar și președintele Statelor Unite apare la sfârșitul înregistrării pentru a-și arăta sprijinul pentru companie. În timp ce toată lumea încearcă să lucreze, Steve încearcă să mănânce un sandwich crud, ceea ce o face pe Cindy să se plângă. George îi spune că bărbatul a trecut testele, așa că nu poate face nimic în privința asta, iar când Steve aude, îi împărtășește că a trecut de la nivelul 2 la nivelul 3, după ce a petrecut ceva timp în închisoare. Acest lucru îi face pe tot să se simte inconfortabil, dar trebuie să-l suporte. În acel moment, Carisma îl sună pe George pentru a verifica dacă examenul medical a decurs bine și trimite volumul de muncă de astăzi cu nou post-it. Când George se duce acasă, Michelle a invitat o pereche de misionari care îi spun că exploziile se produc atunci când oamenii l-ascultă pe satana. George ignoră și îl verifică pe fiul său pentru a-l certa că a cumpărat cărți fantastice care pot provoca haos, dar băiatul tot nu răspunde. Dintr-o dată, George observă că cineva țipă și aleargă afară, dar se dovedește a fi fratele său Julian.
El explică faptul că se simțea ca un rege în munca sa de la nivelul 5, dar după ce a avut un vis în care își vedea înghinalul înlocuit cu logo-ul companiei, a decis să renunțe pentru a evita să explodeze. Simțindu-se în sfârșit liber, Julien a călătorit în alte țări și acum practică săritura cu prăjina. De asemenea, anunță că va locui în casa de la piscina familiei. Ceva mai târziu, George se uită la o emisiune în care este prezentat un bărbat care se presupune că mai avea doar 2 săptămâni înainte de a exploda. Ei susțin că atunci când a început să vadă frumusețea din lucruri, a reușit să supraviețuiască, însă bietul om nu poate decât să grohăie atunci când încearcă să vorbească. Acest lucru îl impresionează pe George, care se duce în bucătărie pentru a încerca să caute frumusețea într-o vază de flori, doar că se simte foarte frustrat și o sparge în schimb. În acea noapte, George are un alt vis în care îl vede pe președintele Washington. A doua zi, George primește un telefon de la Cindy, care îl informează că înlocuiește pe Carisma la nivelul 4. Ulterior, cineva informează pe toți că cineva a părăsit nivelul 4 pentru că nu a fost productiv, iar George primește sarcina de lucru de la Cindy, dar biletul ei nu face decât să-i reamintească să fie ocupat. Când George ajunge mai târziu acasă, o ignoră pe Cindy și începe să mănânce în exces pentru a face față stresului, în timp ce îl privește pe Julien cum se antrenează afară. Julien îl vede și încearcă să se joace de-a lupta cu el, dar George se răstește și țipă la fratele său înainte de a pleca. Mai târziu în acea noapte, ei primesc vizita lui Roger, un antrenor de stil de viață angajat de Michelle. Roger joacă biliar cu George și apoi îl pune să facă exerciții fizice, făcându-l mereu să se simte inconfortabil, strigându-l în moduri nepotrivite. De asemenea, Roger îi face lui George un masaj și un tratament de înfrumusețare, dar el nu reacționează la nimic din toate acestea. Roger devine frustrat și atrage atenția lui George, care are o viață minunată și o soție frumoasă, așa că ar trebui să-și aprecieze mai mult norocul. De asemenea, îl îndeamnă pe George să fie obraznic cu Michelle pentru a fi un bărbat adevărat. După ce Roger pleacă, George încearcă să o atingă pe Michelle în timp ce aceasta doarme, dar ea strigă numele prezentatorului de la televizor. Furios, el aleargă la bucătărie și ia niște mâncare pentru a consuma în fața televizorului, dar se oprește în ultima secundă. Apoi verifică un pachet de fericire sosit recent și încearcă pălăria fericirii, însă se simte ca un idiot și dă cu piciorul la pălărie înainte de a ieși afară să țipe. El face o criză de furie în timp ce se duce în șopronul său, unde distruge tot ce vede. Se oprește doar când își găsește vechea machetă de război, făcându-l să realizeze că a pierdut și acest hobby. În dimineața următoare, el găsește 3 ursuleți de pluș în mijlocul biroului. În timp ce Steve ajunge pe un scooter pentru a-i scădea nivelul de stres, el primește formularul de concediere a lui Carisma, ceea ce înrăutățește starea de spirit. În curând, un anunț explică faptul că ursuleții fac parte din noul program Cadel Crew, menit să reducă stresul și riscul de explozii, și că vor ca muncitorii să petreacă cât mai mult timp cu ei. George îl apucă pe al lui și nu este impresionat, dar când tot descoperă că urșii pot vorbi, explodează instantaneu. În timp ce leșină, George visează că este din nou Washington. Todd și Steve îi aduc vești îngrijorătoare despre război, dar George din vis este încrezător și le dă planuri pentru a merge mai departe. Totuși, când este singur, el se gândește să se predea până când Carisma apare în fața lui. Mai târziu acasă, George află că 300 de oameni au murit în urma exploziilor de astăzi, inclusiv Roger. Programul de știri arată un prezentator de televiziune în timpul ultimelor sale momente, în care își pierde mințile la beție și spune că a cheltuit banii din donații pe lucruri păcătoase înainte de a exploda. După aceea, George îl privește pe Julien, cum face cu succes o săritură pe nevăzute pentru prietenii săi, spunând că a văzut acest moment într-un vis. A doua zi, angajații primesc un nou videoclip de promovare a unui dispozitiv care se presupune că îi va face fericiți, în timp ce un om de serviciu curăță o cameră. Obosit de toate, George obține adresa lui Carisma din actele de concediere și pleacă din oraș pentru a o vizita, aducând cu el ursul. În cele din urmă ajunge la o cafenea confortabilă și când chelnerița îi cere comanda, recunoaște vocea lui Carisma. Este copleșit de moment și în loc să vorbească, arată spre meniu pentru a-și face comanda. După ce Carisma se mută la o altă masă, el regretă că a venit și încearcă să plece, dar se lovește de un alt client și din greșeală îi spune îmi pare rău. Carisma îi recunoaște imediat vocea și îl invită să stea de vorbă. Cei doi petrec o zi minunată împreună și stau de vorbă până când este timpul ca localul să se închidă. George spune că a visat-o, iar Carisma recunoaște că și el a visat. A doua zi, directorul general al companiei și președintele SUA anunță că utilizarea dispozitivului va fi obligatorie pentru a împiedica exploziile să creeze haos, iar orice muncitor care va prezenta un comportament potențial exploziv va fi concediat. Când George se duce acasă după serviciu, descoperă că Julien a dus o mulțime de oameni pentru a învăța cum să fie liberi. Apoi o verifică pe Michelle, care intră în panică, exact ca prezentatorul ei preferat de la televizor. Se pare că acea carte se încheie spunând că fericirea înseamnă să fii fericit, ceea ce nimeni nu poate înțelege. În timp ce gazda are o cădere nervoasă,
acasă, Michelle îl sărută pe George pentru a se consola și în curând încep să devină obraznici, însă Michelle aduce în discuție cartea și strică cheful lui George. După aceea, el se duce să vorbească cu Julian, care le informează pe fratele său că FBI le supraveghează locuința din pădure și este posibil să pregătească un raid. Se pare că oamenii au raportat grupului Julian ca fiind un partid rebel, după ce președintele anunța folosirea obligatorie a dispozitivelor. Apoi George povestește lui Julian totul despre visele sale și despre întâlnirea cu Carisma, recunoscând că a vrut să-i atingă mâna, dar nu a îndrăznit. De asemenea, este foarte frustrat pentru că întâlnirea cu Carisma nu i-a adus răspunsurile pe care le caută. Julian îi răspunde doar sărutându-l. Mai târziu, în acea noapte, George încearcă să se uite la televizor, dar nu poate vedea decât alucinații cu șeful său, visele sale nebune și combinate cu realitatea și despărțirea sa ciudată de Carisma. Ceva mai târziu, George primește un test cu întrebări despre experiența sa cu Ursula. După ce ignoră o întrebare despre relația sa cu jucăria, el găsește o cerere de a-și desena viitorul. În timp ce încearcă să se concentreze, el privește cum un angajat de la nivelul 5, care nu poate decât să mormăie sunul la securitate, iar un paznic intră pentru a-i pune cu forța un dispozitiv lui Steve. După serviciu, el stă o vreme în drum, gândindu-se să meargă din nou la Carisma, dar fiindu-i prea frică să o facă. Între timp, radioul anunță că nu va mai difuza muzică. Când el se întoarce acasă, este devastat să descopere că fiul său a dispărut pentru totdeauna. Acest lucru îi face să-i privească pe toți oamenii fericiți din curtea sa, făcându-l să se gândească la alegerile sale. Apoi o verifică pe Michelle, care se uită la emisiunea ei preferată de la televizor, în care gazda termina totul. Michelle recunoaște că a încercat să facă același lucru, dar nu poate pentru că nu mai are nimic în ea. Acest lucru a făcut-o să-și dea seama de ce oamenii au explodat. Dintr-o dată, Michelle îl pălmăiește pe George și când acesta nu reacționează, îi spune că nici el nu mai are nimic. Apoi Michelle se duce în bucătărie să bea bere, în timp ce explică faptul că ultima dată când s-a simțit vie a fost atunci când s-au întâlnit. Înainte de a-l întâlni pe el, era mereu beată, dar el a schimbat-o. Amândoi se simt foarte frustrați și încep să distrugă bucătăria până când Michelle anunță că îl părăsește. Câteva secunde mai târziu, George primește o vizită din partea directorului general al companiei, Jeffers. El începe imediat să vocifereze despre starea societății, dar George nu-l bagă în seamă și privește cum poliția arestează pe cei din curtea lui. Jeffers recunoaște că firma nu s-a gândit prea mult la George până când acesta a desenat un apus de soare ca răspuns la întrebarea despre viitor, apoi îl duce pe George afară pentru a-l întâlni pe fondatorul original, a cărui sănătate târnă de un fir de păr. Bătrânul vociferează și el despre războiul care a început în societate, dar îi place desenul lui George și ceea ce arată despre emoțiile sale. El îi promite că George își poate găsi pacea în noua lume și scrie ceva pe o carte înainte de a-i da lui George, spunându-i să facă asta pentru a fi mai fericit. După ce se întoarce în casă, el citește în sfârșit cartea și descoperă că vrea ca el să ucidă lucruri pe care îl iubește. După ce se gândește mult, el merge cu mașina la cafenea lui Carisma, doar pentru a descoperi că toți cei de acolo sunt acum cu creierul spălat de inibitoare, inclusiv Carisma însăși. Ea nici măcar nu-și amintește de el, dar George o invită totuși pe barca lui. Mai târziu la barcă, George îndepărtează dispozitivul lui Carisma și în sfârșit o ține de mână, dar din păcate tot nu și-l amintește. Nu a mai rămas nimic, exact cum a spus Michelle, așa că George a o armă, gata să facă ceea ce a spus cartea. Însă Carisma începe brusc să plângă și spune numele lui, în timp ce amintirile-i revină. George o sărută imediat și își petrec noaptea împreună. În dimineața următoare, George îl vede pe președintele Washington într-o barcă din apropiere, salutându-l în semn de respect. George îl salută înapoi, simțindu-se în sfârșit împlinit și fericit. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare!